Hei, 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 bună, bună, dragii mei, eu sunt Dorel și astăzi continuăm seria noastră din FIFA 20 Ultimate Team. Dragii mei, astăzi va fi un început de episod ceva mai aparte și asta pentru că vreau să pun la antrenamente, să spunem, la academie sau mai bine spus în training un jucător 2 pentru a se antrena într-un anumit domeniu. Bineînțeles, asta ne ajută în timp, putem să avem o echipă din ce în ce mai bună dacă investim timp în ei. Așa că am intrat aici pe acest meniu unde avem posibilitatea să alegem din acești trei strikers. Bineînțeles, aș vrea să investesc în Rivaldinho, că ați văzut care potențial. Și cred că orice, chiar și băiatul ăsta la 17 ani, Munteanu. El. Mă gândesc că tot. Hai să începem cu Rivaldinho, pentru că e în fața cu roșii. Al. Escuș. Good power. Mă interesează. Short pass. Nici asta nu mă interesează. Mai power de. Pentru că e la finalizare. E da. Destul de ok dacă. Bine. Nu, hai să avem asta cu atacantul. Pentru că mă interesează foarte mult la finalizare. E da, chiar face. Chiar își face treaba. Bun. 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 Toată treaba. Să mai pun să mai facă ceva. Tot el. Ce nu? De ce nu? Precizie, dribbling. Acum. Ball control. Aia n-ar fi rea. Control. Nu? Ce ziceți voi? Dribbling, defending, passing, shooting. Dată la shoot. Ok. Ok. Ia să încercăm noi, uite, direct free kick. Ca avem șanse. O să dureze ceva, dar contează. Hai să trecem la următorul. Nu mai putem alea. Dă voie. Ah, da, dă voie. Oh, super. Suntem tot pe el. Tot pe el îl alegem. E dribbling? Nu. Keep up the pace. Up. Dribbling balcon. Are mai multe șanse. Selectăm pachet race. Asta. Ok. Ia să vedem. Mai putem să-l alegem după el?
El, bă, frate, ca să facă treabă. Fielding, pasă, shooting. Pasă. Aici. Pas. Sincer să fiu, rău nici cross. Mai avem unul. Antrenam. Ai seama? Oare reușește să facă față? Ok. Da? Okay. Pentru că el e ataca. Pic. Al dribbling, da. Bun. Îmi simulate all. Acolo a reușit. La bucket. Ei, nu-i nimic. Viitoare o să fie ceva mai bun. Bine, mai sunt 6 zile până iese de acolo de la antrenament. Hai să vedem. Am făcut și chestia asta. Avem și un mesaj cumva. Și tu, care-i treaba? Ce buile, du-te! Stai un pic, poate. Ok, ăștia-s care i-am trimis eu la vânzare. Sau care îi caut eu. Caut eu. La urmă, băiatul ăsta, coman, care-i treaba? 6 milioane. O, n-am. N-am banii ăștia. Că băiatul ăsta a acasă. Nu este. Da? Nimic. Ei, aici nu știu cum pot să fac ca să știu care e treaba cu el. Da, am eu bani de-a. Cât o fioare. Ia să vedem cât cere pe el. Okay. Nu spui că mă pune pe mine să-i spun cât să dau pe el. Hai să încercăm așa cu 100.000. Dăm la vrăjeala. Ia să vedem. Ce zice Chelsea? Cred că ne bagă vreo 2 milioane. Nu, nu, nu. Ia uite-l că a plecat, l-am înjurat. Shit. Ia să-i dau mai mult, mă. L-am înjurat. Rahim nu putem din cauza că cere 20 de ani, este Oman. Nu știu ceva pe Coman, dar Coman vrea 6.
ține ăsta la... Am cum. Bun. Asta e. Nu ne dă. Bă, dar ce l-am înjurat pe ăla? Hai să vedem ce meci avea. Am mai primit un... Iuschi. Buchi. Uite, transfer. Ia să vedem. Cât îmi dai pe el? 320.000. Băiatule. Mai bagă ceva. Mai bagă ceva, bubit. Ăsta e de level 62. Stai măcar vreo 700.000 pe el. Da. Hai să vedem. Nu se poate altfel, bobiță. Păi nu. Audita mai portarul. Dar acum... E bine, nu? Aia e. Este 90.000. Bă, băiatule, bă, du-te, bă, de aici. Du-te, bă, de aici. Nu există așa ceva. Nu există așa ceva. Dă-mi și mie măcar 560.000 acolo. Că vrei ultimul preț, dacă nu, lasă-l aici. Că nu, leși aici. Nu, bobiță, nu. Uite-l, bă, ce. Că nu dea el mai mult. Mai dau o dată, da. Unde peste 500 vreau să iau pe el. Nu există. Da. Dacă vrei, dacă nu, du-te unde vrei. Bobiță, trebuie să-mi dai 500.000 pe el. Deci... E, mă! Fugi! Fugi! Ia uite, bă! Fugi, să-l dau de ceva. Bun. L-am rezolvat și pe ăsta. Hai să vedem cu cine jucăm. Dar de fapt știm cu cine. Go action. Sau nu. Gata. În drumul. It's time ago. Misiem o ofertă. Da, făceam. Avem 610.000. Bravo, bobiță. Uite, încă o ofertă pentru... Cu de la ăștia, mă? Nu. Ia să vedem, mă. Dai. 520 am dat ultimul. Nu? 530.000. Dacă vrea, bine, dacă nu... 520, 530.000. Da. Ia să vedem. De ce față are ăsta? Bobiță, nici nu discut. Peste 500.000 vreau pe el. Fără doar și poate. Deci... Dacă dai prețul ăsta, bine, dacă nu, aleluia. Nu stau la discuții. Nu mai ne negociez nimic, că ăsta e ultimul preț. Cel mult 5.000 dacă las. O, du-te, bă, du-te, lasă. Nu-l mai dăm.
Nu mai dăm bobiță. Păi ce ai făcut, bobiță? Vii și mă iei pe mine cu câte 10.000 de euro în plus? Reject. Aleluia, tata. Aia e. Te mi-ai și supărat, nu știi să dai mâna, mă? Cu cine simți sunt, mă? Ok. Asta-i, mă, dă-le pace. Le pace. Tu să mai... Păi e așa treburile. Hai să dăm meciul mult dorit, că ține vrăjeala. Sepsi. Să vedem ce este. Ne jucăm la ei acasă. Hai să jucăm noi cu alb mai bine. Perfect. Băieții sunt odihniți. A venit și... Uite, Eric. E în formă nebună. Bun. Hai să vedem. Well, you recognize him, I know, but he's definitely on view today. The top scorer in the league, and it's live. Well, this And is the it's setting live. for our featured match today. Hai să Welcome vedem to ce you. este. I'm Martin Tyler, Alan Smith alongside me from the gantry. We have league action for you. This should be a special game, Alan. Well, what an arena we've got here. Perfectly suited to football and two very noisy sets of fans. What a backdrop that should Hop, be hop, to hop, hop. what on paper should be an entertaining match. Opa! Te-ai This is dus. today's starting Te-ai lineup dus. for the home team. Te-ai dus. I think that back four is really important. They've Bravo. got to be strong and solid, but they've got a bit of protection at the back. They have. They should have more Chut. than enough. Fac, am tremurat chiloții pe tine, portarel. Hai să vedem. Undeva aici. Ci. Uf, aproape. Mai ieși, mă? Mai ieși, te o dau eu afară acum. Bun. Uf, am zis că o prind. Am zis că o prind. Nu acolo trebuia, mai degrabă jucai pasă înapoi. Oho, l-am speriat. L-am speriat, bobiță. Aia e, e a noastră. Chance to play. Well, that's what they've been looking for. The ball in behind. It was a promising situation. They could have made more of that. Am crezut că nu e nimeni acolo. Cam joacă ăștia, mă. Cam joacă. Și eu joc. Și eu joc. Șut! Ce vorbești, mă? Ce vorbești, mă? Hai, bă, că începem și noi să învățăm semi-pro, semi-pro, da. E bine. Bravo. Ce vorbești? S-a dus pe minge, nimic de zis. Hop. Ne-am cam încălcit acolo. Ok. Bun. Bun. Hai, băieții. Hai, băieții. Ai, ai. Am deschis frumos. L-am deschis frumos. L-am deschis frumos. Ce șansă, ce șansă. Doamne, ce frumoasă fază a fost.
Noroc, i-a venit în mână, mă. Ce noroc de portar ăsta, mă. Bă, ce noroc de el, bă. Ce noroc. Și... Bravo, bravo, Ror. Nu-i problemă, nu-i problemă. E bine. E bine. Foarte bine. Hai. Și... Ah! Ah, ce l-am făcut, bă? Ce-a avut ăla să facă, mă? Bă, Ștefane, apucă-te de tenis, bă, băiatule. Ah. N-a mers. N-a mers. Intenția a fost bună, doar că nu și pasa mea. Hai să vedem dacă reușim acum să schimbăm partea. Nu reușim. Nu prea ne iese faza asta cu schimbatul de joc. Nu-i nimic. N-are rost să nu facem pressing. Hai să așteptăm. Intentions of the opposition there to make the interception. Chi. Ai ai. Ai ai. That's a great goal. Bă, Dorele, bă, Dorele, bă. Bravo, bă, băiatule, e bun pe necromanul ăsta, meu. E bun, ce mai de la de la bani. Că investesc în el. Îl fac ca Ronaldinho pe ăsta. Ok. Uf. Nu scăpa, nu scăpa. A greșit acolo, dar și eu am greșit. Ce a fost asta? Am jurat asta, mă. A zis ceva urât. A zis ceva urât. Tiru îi pasează lui Ghiță. Înapoi la Tiru. Sau Tiru. Pasăm la Ciobanu. Și, bineînțeles, se termină repriza. Avem 2-0. Și... suntem bine. În posesie nu prea am avut. Ne-a plăcut să jucăm mingea. Ar trebui să schimbăm pe Ciobanu. Pare că am obosit. Să schimbăm pe Ciobanu. Ciobanu. Hai să schimbăm pe Ciobanu cu Iancu. Și pe Calcan. Nu prea am cu cine. Îl băgăm pe Matei.
e un scor merge. Merge, n-are rost să-i obosim. Da, și pe Achim, cred că aș putea să schimb. Holy, hai. Așa, pe Arten. Vedem cu... cine, că nu am cu cine. Un atacantul pe Ganea. Nu, lasă-l acolo. Hai să vedem. And the referee is blown to signal the start of the second half. Oh, ce-ai făcut, Dorele? Am jucat babiliș cu ea până am spart-o. Bravo. Oh, bravo. Oh, bravo. Ah, o pasă care nu prea a fost cum a trebuit. Bun. Bun. Și... You heard it first with us. The signing is complete. Well, it's a fairly big transfer figure. A fost offside, mă? Da, mă. Incredibil. Ah, n-a fost prea inspirat acea pasă. Uite, uite cum fuge ăla, parcă zici că doarme. Ai văzut? Adică, ce șanse sunt să reușesc să iau mingea cu unul din ăsta? Ok. Țin la om. Coming into the penalty area now. Only partially cleared, so there's still some problems for them. We've reached the hour mark. Half an hour. Probing the pass. Nici nu se așteptau băieții ăștia. Move on from this wide area where there is room. Shoot! Gol. Corect. Corect. Bă, ce dă ăsta, bă, bă, ce dă ăsta, bă. Ce-l vorbești, bă? Rivaldinho, tatuie-ți fac, bă, băiatul, tatuie. Tatuie. Hai, țingule, du-te pe ea. Ia mea. Ia mea. Ar trebui să mă obosesc, sincer să fiu. Looking to steal the ball off him, but he's very composed. It's not often these supporters turn against their team, but they're just showing their frustration, a bit of anger as well in what they've seen out there today. Și e un corner acolo. Parcă a fost, n-a fost deviat. S-a părut că e deviată treaba. Ok. Așa am avut senzația. Frumos.
Frumos. Uf. Era să... Trimitem? Nu îl trimitem. În schimb îl trimitem acum pe negru. Și... Șut! Uf. Mai merge o dată? Nu mai merge. Le-am dat emoții. Ok. Și bun. Bravo, Iancule. Bravo, bă, băiatule. Lasă-mă că nu e problemă, bă. Ai dat bine. Uite ce frumos. Bravo. Asta este. Mi-era să dăm 4-0. Deci până acum am luat doar o singură dată bătaie de la echipa aceea care nu pot să-i pronunț numele. Nici n-am mai fugit că știam că nu ajunge. Iar dacă ajungea, am portar, bobiță, ați văzut ce portar am. Ok. Now the countdown is to 10 minutes left. Te-ai dus. Și te-ai dus. Promising forward play from them again. Și cum era să fi scăpat la singur acolo, ă? A fost, ai vrut. Cât că m-am grăbit. Uite ce se aruncă ăsta. Nu lăsa să da, să dea gol, nu lăsa să dea gol. Bun. Ce bine era dacă o prindeam pe aia acolo. Uf. E a mea, e a mea, e a mea. Și bun, 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 bun. Ocazie perfectă. Nici s-a terminat. Am neohuiduie lumea, pentru că nu suntem la noi acasă. Dar ăsta e meciul. Ce să faci? Și eu când am pierdut, ce am făcut, am plâns. Ce să facem? Asta e treaba. Bun, hai să vedem. Bineînțeles că avem și un interviu. Posesie 50-50. E bine. Viitorul, șuturi la greu. Rivaldinho se ține tare. Hai să dăm și o conferință de presă, să ne spunem și noi părerea. Să vedem ce întrebări avem de la ziariști. Hi, can you chat to us for a second about the match? Foarte bine. Să crească că merită băiețașul. Chiar merită. Chiar joacă bine, nu mă așteptam. Hai să vedem acum la squad dacă putem să mai punem ceva fericire acolo. Ok, foarte bine.
Mai avem încă una. How pressed are you with today? Păi... ne focusăm pe următorul meci. Păi nu. E bine. That'll be all, thank you. Bune întrebări. Nu sunt rele deloc. Ok. Ok. Deci să înțeleg că suntem cu 5. De fapt suntem chiar 3, 4, 5. Suntem pe primele 3 locuri. Ok. E bine. Ia să vedem. Care este aici cu jucarul? Ok. Hai să... Rivaldini. Nimic o să se antreneze el. Ia să... care-i treaba? Putem să-l mai punem la niște flotări, ca să spun așa. Da, o să-l punem data viitoare. Bun, dragii mei, ne oprim aici astăzi. Mulțumesc din suflet că ați fost alături de mine. Nu ezitați să folosiți butonul de like, share, subscribe dacă n-ați făcut-o încă și, bineînțeles, ne întâlnim data viitoare. Eu am fost Tărel. Băi, ați fost tare. La revedere!